viața pentru mine, se-mi parte în rău și-n bine. Un prieten și dușman, dacă mă știu că la bani. Dacă n-ai nimic în bine, nu-ți dă nimeni lângă tine. Atenție! La Toni Vodora, pentru Sala, number one, să rămână bun. Pentru frații lui dragi, Coman și Odică, pentru Piciu și familia lui, pentru nașul mare, domnul Walter, care a venit de dragul lui, toți sportivii, frații noștri, 7 milioane pentru toată lumea, pentru melodia asta care ne reprezintă pe toți, la Tony Montana, încă o dată returnă la... Pentru Mircea Nebunul, viața noastră de la Walter Nașu, de la mine, salam! Mircea Nebunul! Ce spune? Banii înseamnă dușmanie, nu mai ură și prostie. Adevărat. Ei te fac să ajungi nebun, să vorbești singur pe drum. Cei mai fericiți eram dacă bani nu exista. Am fi fost cu toți egali, egali, și nu mai există un dușman. Dar Odică! Pentru Tony Montana, frățiorului, dulceața lui, aerului! Și pentru Coma, frățiorului, și pentru Vării lui, Florin, Guni, Oane, și masa lui, 3 milioane! Tot pentru Coman și Tony Montana. Să repetăm vorbele astea. Să repetăm vorbele astea cu respect. Crească frații ce iubește. Ia-o-ți. Banii înseamnă dușmanie, nu mai ură și prostie. Ei te fac să ajungi nebun, să vorbesc singur pe drum. Cei mai fericiți eram dacă banul exista. Am fi fost cu toți egali, nu mai există un dușman.